Casa Județeană de Pensii Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată a posturilor contractuale repartizate instituției în vederea evaluării dosarelor de pensii din sistemul public de pensii. Concursul va avea loc pe data de 6 septembrie la ora 10, începând cu proba scrisă și continuând cu proba orală. Directorul executiv Constantin Boleac anunță că în perioada imediat următoare, în scopul implementării măsurilor legislative care vizează acțiunea de evaluare a dosarelor de pensii din sistemul public de pensii, Casei Județenii de Pensii Suceava i-au fost repartizate 30 de posturi contractuale de execuție pe perioadă determinată. Din totalul acestora, 24 de posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare, consilierilor debutanți, iar 6 vizează persoane cu studii medii, referenți debutanți. Astfel încât pentru ocuparea acestora nu este necesară vechimea în muncă. Primirea dosarelor în vederea participării la concurs se va face în intervalul 26-30 august pe pagina web a Casei Județene de Pensii Suceava, fiind afișat anunțul de concurs, informații despre actele necesare pentru înscriere, cât și bibliografia. Concursul va avea loc în data de 6 septembrie anul curent, ora 10, începând cu proba scrisă și continuând cu proba orală. Angajarea pe aceste posturi se face pe o perioadă determinată, începând cu luna septembrie 2021 și până pe 31 decembrie 2022.